Bun, vreau de ceva vreme să vă arăt acest show din Moldova. Este un show moldovenesc de dating. Probabil l-ați mai văzut pe Twitch pe la alți oameni, dar eu n-am avut curajul să mă uit niciodată. Se numește Hai să ne căsătorim. Se ia o persoană care vrea să se căsătorească și se aduc 3 pețitori. Și este din Moldova și este foarte frumos. O să vă arăt episodul pe care l-am văzut așa, parțial. Right off the bat, un promo absolut superb. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi noștri. Este literalmente de acum, este ediția din 30 aprilie 2023, e de acum o lună. Creatorul postului de televiziune Orizont TV. Faceți-vă comoz, eu sunt Lensa Gheorghiță și rămâneți alături de noi pentru că dăm start acestei emisiuni cu genericul Hai să ne căsătorim. Și facem cunoștință cu potențialii noștri miri, Iurie, Fredelin și Marcus Riga. Ian Moldovean. Efectiv Ian Moldovean. Băi, dar ți-a auzit cum îl cheamă pe ăsta al doilea? Fredelin. Băi, îl cheamă Fredelin. Fredelin. Respect. Destul de frumos și el, Fredelin, azi vă mint. Și Marcus Riga. Eroina principală este Ana Maria. Rămâneți alături de noi să vedem. Reușim orba să unim destine. Ana Maria, 21 de ani, la momentul de față învață la universitate, la facultatea de psihopedagogie. Știe să cânte la pian și să danseze feeric la petreceri. Zilnic luptă cu procrastinarea, deocamdată fără succes. Își preîntâmpină viitorul soț că dacă ea și-a băgat în cap să facă ceva, nimeni și nimic nu o mai împiedică. Și dacă... Outfit-ul de a doua ediție, bravo, I still, I love it so much. Bună seara și mă bucur să te revăd. Ana Maria, ești în cadrul emisiunii Hai să ne căsătorim. Ia povestește-ne, ce mai faci? Bună seara, acum învăț totuși la universitate, cum și învățam recent. Mă ocup în timpul liber cu tatuajele. Acum fac cursuri de make-up. De machiaj. Dar când le reușești pe toate? Fii atent. Deci tu să stai un pic, tu faci... Atenție, acest unghi de cameră nu există pentru nicio altă concurentă, dar acum pentru că a venit femeia în fustă, i-au făcut acest unghi de cameră special pentru ea. Tu să stai un pic, tu faci facultatea unde? La psihopedagogie, da? Da. În anul? Întâi, primul an. Uh-huh. Nu trebuie să-mi scot ochelarii pentru că se mă uit la frumusețe, e tare frumos. Da. Ian Moldovean! Lisi. Ești atât de drăguță, atât de simpatică, ești energică, ai atâtea în tine. Chiar nu ai niciun băiat care să umble după tine cu propuneri de ieșire în spațiu public, la o cafeluță. Propuneri de ieșire în spațiu public. Sunt propuneri, însă eu nu accept aceste propuneri. De ce? Mie îmi place singurătatea, eu să fiu singură. Și, este știu, un nou sens, de deoarece dacă tu ai venit în coace, tu cu siguranță ai să găsești aici pereche, sper eu astăzi să se întâmple. Și dacă tu vii ca să cauți pereche, de ce tu afirm că îți place să fii singurică? Sunt momente că îmi place să fiu singură, să mă regăsesc mine, eu cum sunt căutare de mine, de personalitatea mea. E frumoșic. Ce așteptări ai totuși pentru această seară? Asta cam așa este, Iurie. Am așteptări să îmi găsesc perechea. Care știe să facă borș. Un bucătar ar fi bine. Dar tu crezi în dragoste la... Unde trebuie să-l gânde pe slăvoc la emisiunile astea? Păi ce borș să-ți fac? La prima vedere? Nu. Da, sigur că cred în dragoste la prima vedere. Asta am fost și este. Ne arată că o psicuță este foarte cingă și foarte frumoasă. Povestește ceva despre familia ta. Despre familia mea, mă împac cu mama foarte bine, ea e unica mea prietenă, în afară de ea nu mai am prietene, pentru de că ce? Îmi place singurătatea. Vezi că cu mama e bun? Măi, a zis că în afară de mama nu mai am prietene, că îmi place singurătatea. În relația aceasta maternă, legată, ăsta e fain, dar cu mama nu poți povesti toate. A fumat lobodă! Doamne, proști mai sunteți uneori să-mi bau. Am și o întrebare în legătură cu ce a zis fata asta mai devreme, că vreau un gagic să-i facă borș. Cum se face, asta e conspirația mea, cum se face că până în momentul ăsta nu știm cum este făcut borșul? Cum se face? Cum apare borșul? Cum ne este dat borșul și nu știm încă din ce este făcut?
Bușu. Deci, again, cum se face? De ce nu știm din ce este făcut? Fradalin! Bun, atunci povestește-mi, uite, cu mama. Mama ce spune? Uite, ce sfaturi îți dă mama? De exemplu, azi am vrut să-mi pun corniți în cap și eu spus mai bine nu-i dă corniți în cap. Că bravo, bravo, transmite-i sănătări mai mică. Dar vis-a-vis de tată? Tata comunică așa, dar mai filozofic cu dânscăun, pentru că el e preot și începe să-mi spună că trebuie să creez. Că... Fată de preot. Preot în străinătate. Da, în străinătate. N-ai fost tentată să emigrezi și tocmai aproape de tatăl? Eu am fost, dar el am plecat în Spania, așa. Am trăit acolo 2 ani. A fost super, însă nu mă simțeam ca la mine acasă. Adică eu aș dori să trăiesc în Spania, de aici toată familia. Dacă e m-ar alege pe mine și care și planul meu pe viitor, eu cred că aș lua undeva psihotare. Tu ai un vis. Da, sigur că am un vis. La ce vis? O duce la muncă. Mergem împreună, placăm pereții la francezi. Să dăm start acestei emisiuni și să-l facem o invitație pentru cel care este primul potențial mire, pentru Ana Maria. Let's go. Ia să vedem dacă este cel mai potrivit orba. Let's go! Salut! Salut! Cum ești? Ana Maria! Sunt sănătos, iubire, ești foarte frumoasă. Încântată! Și să găsim un limbi comun. De asemenea, dar de ce noi mereu dăm mâna? Eu nu înțeleg care e sensul, adică la data aceasta mâini. Scuze că întreb acest moment frumos dintre Iurie și... Dar faptul că nu au lumină în studio, nu știu că... Probabil ați observat, dar ei nu au lumină aici. Efectiv n-au lumini, man. De asemenea, dar de ce noi mereu dăm mâna? Eu nu înțeleg care e sensul, adică la data aceasta mâini. Niciodată nu am înțeles. Nu știu, sunt cunoaște. Ca să energie într-un care e sensul când ai mâna? Eu nu pot să înțeleg. Măi, nu știi, nu știi care-i sensul la a da mâna. Spate prostă de dat florile. Ok. Iurie, 20 de ani, cucerește meridianele lumii, visează să-și construiască un viitor frumos alături de cea care va deveni... Scuze, dar Iurie, pe lângă că este Giga Chad, are foarte mult din Lordul Farquaad din Shrek. Aleasa inimii sale, consideră că o familie fără copii nu e familie, îi place muzica și sportul, de asta încearcă să... Aute, la muncă pe Franța! Da, să vedeți povestea lui Iurie. Bine armonios cele două pasiuni ale sale. Este mândru de faptul că deja de mult timp nu depinde de nimeni, nici moral, dar nici financiar. Este în căutarea unei domnișoare tinere și modeste, cu un caracter blând. De dragul iubirii este gata să sacrifice timpul pe care îl petrece cu prietenii. Dar în general crede că într-un cuplu în care cei doi se iubesc, nu e loc de sacrificii, deoarece întotdeauna poate fi găsit un compromis. Iurie, bună seara! Bună seara! Ne bucurăm că ești în cadrul acestei emisiuni. Bine, la mulți ani, ai 20 de ani, să fii sănătos, se povestește într-o despre tine. Tu ești originar din Republica Moldova, da. Dar în prezent ești în peste hotare. Unde da. Ești? În Franța. Ce faci acolo? Ce muncești? Muncesc. Seara mă mai sunt hacker. Adică ești hacker? Programist. Asta e sara. Așa în timpul zilei lucrez. Dar cine te-a învățat să fii hacker? Da, din copil așa. Hacker este cel care îți preia pagina, îți fură pagina și după asta șeri bani. Da, tu ești din da? Da. Aha. A, tu șeri bani de la lume și le strici pagina? Nu, adică prieten, dacă mă știu, adică, uite, poți să adresez, am o problemă, poți să mă ajut. Tu spune că tu ajuți oamenii, dar nu-i furi. Da, păi asta e ilegal, dacă furi asta e ilegal. Bun. Traducerea liberă este fură carduri în Franța. Da? Da. Asta e traducerea liberă la ce a spus. Pune de alea de citit carduri la bancomate în Franța. Cam asta e traducerea. Da, păi asta e ilegal, dacă furi asta e ilegal. Bun. Zi-mi, te rog, tu vii dintr-o familie în care s-au crescut 7 copii. Da. 4 soroși și 3 frați. Da. Au început slab. Didem, poate cu timpul el, în cursul vorbirii, a spus să răi ceva ta din dâns. Tu ești la cât de el? 6. Penultimul, cum ar fi. Da. Ce lanț copii sunt? Faptul că seamănă, bă, gămești. Ce lanț copii sunt căsătoriți? Să fie la casă Da, sunt căsătoriți. Mai am o soră mică, are 14 ani și
Ceilalți, da, sunt căsătoriți. Da, unde toți? Locuiesc? Aici, în Moldova? Sau în Psihotare? În Moldova, nu? Psihotare toți. Da, părinții ce fac? Tatăl tot lucrează în Psihotare, nu este tatăl. Tot în Franța. Dar ce faci lucrează? Tu? Lucrează. Lucrează. Vrei o femeie cu care să întemeieze o familie, vrei 3 copii și zici că bărbatul este cel care face bani, deciziile se iau împreună. Corect. Dar... bărbatul este cel care face bani și deciziile se iau împreună. Mame is the provider. Categoric. La partenerul de viață este ca să nu fumeze și să nu servească băutul. Servească așa numai în... la ocazie. La ocazie, la o petrecere, la o zi de naștere. Servești? Eu fumez. Tu fumezi? Da, de la 16 ani. Eu nu pot fără țigări. Deci eu așa la ocazie, la o zi de naștere. Nu pot fără țigări. Du, la 16. Nu, stai că l-am fumat mai este, dar tu ai vrea să trăiești la țară? Tu te vezi ca... în pădure, în casă în pădure, da, aș vrea să am o casă în pădure, dar să nu trăiesc acolo, puteam să mă duc la vie într-un fel. Cam povești, dar... dar nici nu, Iuri nici nu a afirmat că o invită să trăiesc la sat. Iuri zic că poate să mă... It seems like Iuri just couldn't hack this one. Știți că în Franța, cum este stabilit, și concomitent să gestioneze și om business anumit, pentru că el vrea să investească toți banii pe care îi câștigă aici, în Republica Moldova. Da, e efectiv emoloaică de Republica Moldova, Tumblr 2012. Moldova. Da. Ce calități ar trebui să mai aibă potențiala ta eroină a vieții? Am înțeles, nu fumeze, să nu servească, mai departe. Să fii gospodin, asta e... să-ți facă curat și mâncare, da? Asta cred că e ceva important, mai ales pentru un bărbat. Ana Maria vrea ca bărbatul să-i facă borș, așa că nu știu cum aici la voi deodată este o problemuță. Știi, pentru că am lucrat cu sora mea la Chișinău și el lucra și eu, dacă eram la școală, era mai mult pe acasă și mai mult eu gătiam, chiar și m-am învățat și... deci, referitor la acest capitol, cine gătește, nu e nicio problemă, care vine primul de la fii de la serviciu. Dar tu ești tablet cu transparentate, tu îți faci tot lege, tu... dar relația asta în care ochii nu se văd, se uită, știi cum? Da. Ori merge? La distanță nici de cum nu merge relația. Mi-au întâmplat așa ceva, au fost cazuri. Și nici de cum nu merge. Nu mai este la distanță. O să-și facă, da, pe pământul lui Iurie, o să-și facă o plantație de lobodă împreună. Când aș alege partenerul sau dacă ne-aș găsi cu siguranță, eu cu mine. Adică eu dar nu văd nu ceva. Nu, eu am înțeles. Pur și simplu nu văd sensul ca la distanță... Corect. Iuri, dar până acum, ce întâmplări ai avut? Ai avut vreodată vreo istorie de dragoste? Nu, chiar nu, niciodată. Dar mireasa noastră îți place? Da, e frumosă, drăguță. În caz că în această seară, eroina noastră te alege pe tine, ce faci să mai departe? Ea nu merge cu tine în Franța, tu rămâi? Revii în țară? Zitare numai complex, stau un pic de zi, trebuie să vin ce se întâmple. Și pentru familia mea acolo și eu cred că... eu dar cred mama ta că unde este? Ea acum este la moment în Moldova, dar îi pleacă și ea. În scurt timp pleacă și ea. Păi voi toți ați emigrat. Pleacă și ea la muncă. Da, toți în afară de mama. Dar la casa părintească cine are grijă? Nu știu. Pur și simplu aici la Moldova nu e... nu văd. Eu, de exemplu, dacă m-aș întreba cineva, eu nu văd sensul. Aici în Moldova străiești. De ce nu-i sensul Moldova? Uite, dacă toți tinerii n-ați pleșit din Moldova și ați fac pentru țară, adică țara e frumoasă, mare, și adică și este buduce, este viitor. Și sfântă de la Dumnezeu. Da, așa te-ți pleacă, îi zic că nu-i. Da, nu se faci așa, bro. Dar n-ai încercat cumva... Așa este, Ian, corect. Să-ți fondezi o relație acolo în Franța. N-are rost să fii trecut în acte că locuiești undeva în București, în zona Obor, alături de alți 12.000 de compatrioți moldoveni. Acolo sunt femei frumoase. Da, sunt, cu siguranță sunt. Dar tu vrei o moldoveancă? Da, cu siguranță moldoveancă, nu vreau alte. Da, de ce? Pentru că ești frumos. Frumos, dacă ceva. Pentru că sunt frumos și... ele se cred că sunt... Doamne, vă urăsc! Ian a băgat leurdă, e prea slabă loboda pentru el. Unele care sunt... ai trebuit un pic la Ana Maria și Ana Maria e la tine, pentru că vă sunteți în cadrul emisiunii. Noi am două cu Maria. Azi, doamna Cristina ne lipsește. Aveți momentul potrivit, pentru că în câteva clipi o să te invit în scenă. Pune-te rog câteva întrebări și dacă este potrivit pentru tine și viceversa. Eu să-i pun întrebări. Da, sigur. Okay, deci, mie îmi place muzica, după cum am mai spus. Tu știi să faci borș? Da.
Păi ce tangență are muzica ta, muzica ta iubită cu borșul? Eu mănânc borșul liber. Poți să argumentezi o chestie? Îți place sequență sau să asculți? O să asculți. Ah, să asculți. Aha. Da. Deci, muzica unește, dar până ajungi să asculți o muzică. Păi dacă îți place să asculti, nicio problemă, pentru că am atât Spotify cât și Apple Music. Ecuit. Am ecuit niște conturi. Poți să asculti Lumină fără reclame. Nu știu dacă știți, dar ce chiar să ecuiesc de astea, da? Spotify și ți le vând pe net și stai și tu vezi de treabă pe contul tău și se apucă unul și pune ceva muzică indiană sau mai știu eu ce. Că bună și calitativă și așa că sufletele trebuie să mănânci un borș. Începe să cânte Nane Like a Star în timp ce îți vezi și tu de treabă. Sunt pentru că ești prezent în cadrul acestei emisiuni, te invităm în scenă pentru că de altfel așa este regula. Succes e mare și vrem cu toți să urmărim ce surprize pregătit pentru eroina noastră. Eroina noastră. Uite, poate pare puțin banal, însă când este să-l îmbrățișezi, îți aduce minte de mine și asta în sens că ești foarte drăguț, foarte frumoasă și mereu când este să-l cuprinzi, eu o să fiu lângă tine. Mersi mult, drăguț, drăguț. Reacția la ursuleță e preamă... O să-i procente papadani. E pe olex.md deja. Foarte frumos, toate aplauzele, bine. De ce cringe, Dănuț? De ce cringe? Este un gest foarte simpatic din partea lui Iurie. Care-i problema? Pentru Iurie, o surpriză absolut minunată. Iurie, ții succes și mari realizări multe și neapărat vii să împlinite pentru că tu chiar le meriți, ești un băiat bravo. Și așa este regulat, te invităm în camera de așteptare, cine știe tocmai pe tine, poate te invită Ana Maria într-o mulțime. Mulțumesc! Să-l cunoaște pe potențial mire cu numărul 2. Dădălin, let's go! Bun! Salut! Salut, mă cheamă Dădălin, ești foarte simpatic. Permiți să petrec una? Da, sigur! Frădălin, 25 de ani. Bă, e speolog. O persoană foarte multilateral. Oh, meu Frădălin, la nuntă. A absolvit colegiul de medicină, cursurile de masor și școala de operatori. Acum câștigă un ban în plus făcând masaj la domiciliu și de asemenea muncește în sfera construcțiilor. Masaj la domiciliu. Împreună cu mama sa, e pasionat de turism, sport și jocurile la calculator. Ar vrea să călătorească mai mult, ca să viziteze cât mai mult. Asta-i ursulețul de la dat Iurie! Bă, asta-i ursulețul lui Iurie! Bă, nene! Trăiește împreună cu mama și cu fratele mai mic de la alt tată. Își caută o mireasă care să fie o domnișoară de vârsta lui, fără obiceiuri proaste. Este gata să-și împartă cu ea timpul și finanțele, iar de îndată ce se va profila ceva serios, e gata să-și împartă cu ea și casa lui. Și casa lui? Frederic, bună seara! Bună seara! Vede ce mă bucur să te revăd! De semne? Noi urmărim de acum cum coboră din scenă, am sensizat și spune tu, Maria, că seamănă cu mama lui. Seamănă cu mama, așa de tare. Mi se pare că cu cât mai mare ești, cu atât mai mult seamănă cu mama. Cu cât mai mult înaintează, nu? Da, așa e genetica. Bă, ăsta-i nepo baby? Stai un pic, că asta o știu pe măsa? Păi e nepo baby! E decide cel mai mult da, la om. Da, se zice dict... că băieții care seamănă cu mama sunt fericiți în viață. Eu așa și ești. What? Gen... Marea majoritatea băieților seamănă cu mama. Fericit? Eu văd că tu ești foarte pozitiv, tu emani energie pozitivă. Întotdeauna când vii, zâmbești, ai așa o senzație că ai o lumină deosebită în tine. Dacă eu primesc plăcere de la... Doamna, că am plecat acasă cu Frădălin, nu mă zic. Lucruri care se întâmplă acum, de ce să nu arăt că eu primesc plăcere? Așa, ca să înțeleagă și cei de acasă, dar și eroina. Genetician aici, are dreptate doamna. Noastră principală ce se întâmplă în viața ta privată, dar și cea publică. Fredelin, mai are încă un frate, trăiește cu mami, tata este decedat, așa după cât țin minte eu, ca un comitent, acest bărbat... Just randomly dropping faptul că taică-s-o e decedat, like straight up. Da, din când înțeleg, tu mai ai o frate, un soră, trăiești cu mama ta și tatăl tău este decedat. Bro, come on, dude.
fapt minunat, are 26 de ani, împliniți, a absolvit colegiul de medicină, cursurile de masor și o școală de operatori. Mai câștigă un ban în plus pentru masaj la domiciliu și o mai ajută și pe mama în sfera construcțiilor. Da? Așa ți-o mintim. E pasionat de turism și dorește extrem de mult să exploreze nu doar țara. Stai curios unde a călătorit Frădălin? Noastră, dar și peste hotare și își caută mireasa ca să fie de o vârstă cam cu dânsul, nu zice una de 40 și să-și formeze o familie. Mie mi se pare destul de ghea de alea candidat, cred că să aibă șanse, cum vorbești felul și cum se comportă. Hecher. Cred că să aibă șanse. Când Hecher. Zici că îmi doresc extrem de mult o relație serioasă, la ce faci referire? Eu cel mai mult relațiile care le-am avut au fost relații pur și simplu mai mult prietenești decât relații de iubire. A fost pasiune, nu a fost iubire adevărată. Ce înseamnă iubire și pasiune? Când o culci? În pasiune sau în dragoste? Pasiune când îți place tare de o persoană. Ai văzut-o, îți pare că asta e dragostea la primă vedere. Timp de câteva zile, timp de câteva săptămâni a trecut și... Dar cât a durat cel mai mult, cât a durat relația ta de dragoste? Jumătate de an. Și din ce cauză v-ați despărțit? Distanța. Eram la distanță. La început eram mai mult alături unul de altul. Dar pe urmă ea din sat, eu la oraș, distanța dar a crescut. Dar câți ani ai avut? 19. Ei, poate și vârsta era alta, dar eu mai știu că ochii care nu se văd, nu neapărat se uită, dar... Se uită. Se uită, da? Dacă permanent te suni, permanent... Am aflat ce înseamnă această vorbă la gen 22 de ani. Am auzit toată viața, ochii care nu se văd se uită. Cum se uită dacă nu se văd? Eram constant la mine în cap. Cum se uită exact dacă nu se văd? De ce s-ar uita dacă nu se văd? Unde se uită? Ce muzică tu asculți? Că la noi una din condițiile miresii noastre este muzica să fie aceeași să o ascultați. Dar și asculți tot eu am uitat. Underground rap american. Underground rap american, dar nu a strâcat. Stop și stop. Ce să ascult? Bunica bate toba. Care nu îți place? Eminem, Century, ăștia noi, școala nouă. New School? Scriem Ruby de Ceri. E ca să sunteți pe aceeași platformă. La mine mai mult e rock. Eu îi ascult parazit. Rap tot l-ascult, dar mai mult e rock-ul. Standardul este aria rusească și Rammstein-ul german. Metallica, Nirvana. Respect, Nirvana, da. La fel. Aleluia, poate ai stăie ce? Am putut să întreb, la tine e potcoavă sau semilună? Semilună. De ce? Măi, Frădălina a întrebat dacă asta de la gâtul este o potcoavă sau o semilună. Măi, oameni bune, e un croissant. De ce? Asta nu înseamnă potcoavă. Nu, că au diferite simboluri. E frunză de lobodă. Sensul aici, că după cum mai mult înseamnă norocul. Semiluna asta, renaștere. Frădălin a citit pe valurile alfa. Noire, de-abia e începutul. Așa, după cum țin minte. Păi, Ana Maria și așa spus că ea este o încăutare de sine. Se vede că are dispoziții, se vede că el e deschis, nu poartă mască, asta și el e în clavă. El e deschis. Ziceai că ai multe licențe. Ori unde ai făcut din... licență de Windows, licență de Photoshop. Asta și ai cursuri, că ai nevoie, că... dar la ce îți trebuie atât de multe? De la Yu-Gi-Oh! A luat Yu-Gi-Oh! De pe G2-a la pachet. A dat la tot cartierul. Am văzut multe persoane care lucrează la același lucru ani de zile. Nu le place, dar lucrează. Mm-hmm. Pentru că e stabil. Pentru că vin bani. Însă eu am văzut starea lor emoțională. Ca să singurul metod la dânși ca să odihnească, nervii se curețe. Zdup. Atât. Dar tu servești alcool? Servesc, însă nu iubesc, servesc mult. Fumezi? L-am lăsat de mult. Ce înseamnă servezi, dar nu prea mult? Care e cantitatea? Cantitatea... Îți dai seama ce problemă e alcoolul la moldoven dacă asta te întreabă la primul date, practic? Ce înseamnă exact că nu servești mult? Pune-ne în litri exact. Eu vreau să am destui bani ca să cumpăr casă, că la fel, din când în când am și aceeași problemă ca și Ana. Procrastinație. Adică să mă liniesc, alea. Să stau în față, să nu fac nicuri. Ok, dacă voi amândoi vă luați apă, unde vă leneviți? Păi o să aibă business pasiv. Asta și o să vă duceți în călătorii, bănuiesc eu. Unde ați vrea să vă duceți împreună? Ia?
fantezie? Eu nu-i vezi țările calde, acolo sunt făianji, în reptilii, poate iați șerpile din... Da. Dar păi eu cu Frădălină, Frădălină să te apere. Asta e tamană categorie celor. Nu țările calde, doar se poate dus în Odihnă și în țările unde se poate de dat cu snowboard-ul, unde e zăpadă. Nu chiar așa, Olanda, Amsterdam. La fel, asta she wants that lobodă. El nu este consumator de lobodă. Dar voi n-ați fost în Olanda? Eu am fost în Olanda, am fost la Techno, și în Germania la toate rave-urile la Techno. Dar tu? Eu în Rusia mai mult am călătorit, deoarece acolo am lucrat și am avut și timp liber ca să călătoresc și mă duc. Practic, pe final, vreau să te întreb pe tine, Ana Maria, este momentul potrivit în care tu acordi două, trei întrebări cât îți dorești să flipi țelul tău, ca să vezi dacă este cel mai potrivit. Balanț. Eu nu mă fac cu balanță. La mine e numai leu, berbec și... Stai că am uitat. Și gemeni. De ce? Tu ești vărsător. Tu uitați balanță, eu găsesc echilibru toți. Voi aveți practic același caracter și amândoi sunteți... Acum ne-ar fi ajutat a treia doamnă care e zodiacolog, dar nu cred că a avut chef să vină la muncă azi. Foarte ușor în relație, în cum percepeți viața, cum mergeți înainte. Deci voi aveți foarte în comun, așa că degeaba tu spui că tu nu te împaci, tu pur și simplu n-ai încercat. Poate cu oamenii sunt diferiți, pentru că am avut relații mai de mult la 14 ani când nu am balanță și a fost strașnic, dar poate că asta depinde și de om, nu numai de zodie. Ia-te la dânsul, el deloc nu este strașnic. Eu strașnic. Nu spre fata. Asta bagă tot mă faci strașnic. Strașnic în alt mod, caracter, am vedere. Fredelin, dacă tot frumoasa noastră Ana Maria ți-a pus aceste întrebări, este recomandabil și tu să-i pui câteva întrebări să vezi dacă sunteți... Ce înseamnă strașnic? Compatibil, urma. Am tot spun întrebarea cu pianul și cu dansurile. Ai spus că îți place. Singur cânt sau... Am făcut clasa la școala muzicală 8 ani, dar mai cânt așa din când în când la pian. Mai mult techno, pentru techno. Mhm. La dacă... pian pentru techno? Da, acolo sunt note muzicale în techno. Oribile? Da, underground. Diferite suniți. Mm-hmm. Tu depinde de tonația care o pui. Și tu știi și tu? Eu cu aparatura pentru regularea sunetului la microfon am lucrat puțin cu așa aparatură. Ai sonorizat spectacole? Da. Mm-hmm. Și puțin cu sunetul mă pricep. Mai și am vrut să întreb cu... Îți place să dansezi discoteșile? La rave-uri. Nu tot. Asta e principală. Atunci, ce să zic, este momentul potrivit în care vrem să te invităm în scenă. Vrem cu siguranță să urmărim ce să putem pregăti pentru frumoasa noastră eroină. Ai spus întrebarea cu vorșul. Vorș așa să facem, nu putem, dar am vrut să întreb, nu vrei să facem? Un pirog, ori ceva deci asta... Duci. Asta chat aici e gen proba de talente cum ar veni. Fiecare pregătește ceva sau face ceva aici. Ceva dulci. Știu că fetele dulci iubesc dulci. Da, desigur, eu iubesc dulcele. Eu mănânc numai dulce. Cum împărțim? Tu decorezi deasupra ori tu ungi stratul cu Nutella. Din mijlocul Nutella? Da, cu Nutella. Înseamnă că eu fac doar decorația. Uh-huh. Sclifchi, așa să folosești? Ori numai deasupra? Dă-i. Mai dați-vă două barcane. Ia-te la dânsă, tu spui că tu nu știi a găti. Parcă toată viața e un stort. Trebuie să ai motiv pentru a găti. Dar tu nu ești... Nu, eu cu dulcele nu am. Faptul că au pus absolut tot boicanul. Da, tu cu selioadă. Ia-te. Și așa încă noi putem, și așa putem. Că nu știi să muncească. Eu am impresia că din așa unifite îi place un băiat și el vrea să... să-l impresioneze. Mm-hmm. Nu, eu ador Nutella. Tu ador Nutella? Aha. Îmi place că au scos eticheta de pe boicanul de Nutella și zic în continuu, Nutella. Nutella n-am mâncat. Pentru un tandem voi ies bine să munciți. Ia uite ce frumos. La frișca? De ce așa puțin la frișca? Și... Mai mult frișca? Dar spune-mi și aici frișca de desubt. Nu, de desubt aici. Ia uite aici. Pune mult frișcă. Parcă ce frișcă o fi asta? Dar nu putem să ne dăm seama. Viață sunteți cunoscuți. Bucătare, auzi? Aaa, se rupe. Se rupe pe tine. Bine. Așa. Mai dulci. Am înțeles. Tarta făcută din dragoste. Eu cred că da, într-adevăr, îți merită aplauze. Între timp, Frădălin, tu vrei să o... Ce frumos arată, ce bun că este.
Pe kilogram n-ai spus că mănânc așa. Oh, wow. Mersi, Ion. Gustă? Bun. Mm. E bun? Da. Bun. Ești ca hulălă. Și-ți faci ții parte, soșii? Am gust și eu. Dacă am făcut. Da, cât îi. Dragii mei, în acest caz, toate aplauze sunt bine meritate pentru ambii. Bravo, bravo, bravo. Ambii ați muncit această tartă improvizată, de altfel, dar cu la sigur e bună, e delicioasă. Da, Ana Maria, zi, foarte bună. Pentru un ceas bun. Ce drăguț mănâncă. Fredelin, ții succese mari, de altfel tot timpul, ori de câte ori te-am văzut și te-am revăzut, ești un om colorat, ești un om absolut fantastic. Asta și... bag aici! E, tu știi deja regla. În camera de așteptare și cine știe poate toma pe tine, te alege Ana, Maria, Ana, Maria. Cum mancis lui Ian. E, ești torta și de la noi. Mulțumim! Poftă bună! Ce părere ți-a lăsat Fredelin? Potențialul mirei cu numărul 2. Mi-a lăsat o părere bună, optimistă, dar cred că mai mult s-ar potrivi ca un prieten. Să explic, prieten care se duce la Revenus, în cazul în care eu o să am prieten, iubit, da, eu nu o să pot spune cu el în orice caz, pentru că asta nu e ok, asta nu e normal, mie nu mi-ar plăcea ca iubitul meu să facă și ceva cu alte fete. Dar el mai mult de ce așa... tu îl vezi? La prânzul nu-i pe Fredelin, bă, frățioare, bă. Ca un prieten și nu-l vezi ca un, un bărbat? Ți-l ia pe Ian Moldovean, ia să vezi. Calmire. Da. Nu e carismă care mi se potrivește și, în primul rând... A venit Fredelin cu boicanul de Nutella. Și eu cred în zodii și la fel și zodii, pentru că... Dacă el nu e carismatic, apoi eu nici nu știu ce să vă mai spun. El e foarte carismatic, el e foarte deschis, el e foarte luminos. Te rog, alege pe Fredelin. El are un caracter foarte plăcut și ca aspect fizic e foarte cel plăcut. Cel mai important, nu cerșește, nu ba din contra muncește și activează în orice domeniu. Vorba aia, știi, încercare vine în oare. De să încerci acolo, poate mies, poate cu brio, poate cumva. Da, dar încercă să îmi băglige pasa să te lea pe Fredelin de pe capul lor. Tot la surpriză, ți-a plăcut că am văzut că erai... Da, tocmai potrivit tare. Acolo lângă tarta aia. Foarte tare mi-a plăcut, pentru că eu ador dulcele. Eu ador foarte mult dulcele și... Dar nu te-a cumpărat cu dulcele astea. Mă fac, nu, sigur, pentru că eu dulce mănânc și așa singură, nu? Da, dulcele, dragii mei, trebuie să mâncați singurii, să nu vă vadă nimeni. să nu împărțiți. Da. Bun, deci până la urmă, ce să spun? Hai că nu, întrebare, întrebatoare, vine mai târziu, pentru că mai așteaptă în competența lumea cu numărul 3, vrea și el să vină aici în scenă și să fie cunoscut și cine știe, poate tocmai Ana Maria, tocmai pe el îl alege. Ia să vedem, potențialul mirii cu numărul 3. Go! Salut! Îmi pare bine că te-am văzut. Salut! Așa că vreau să... Știu că este o surpriză că noi ne-am întâlnit din nou. Aș vrea să te urmăresc tot parcursul vieții. Ce spui? Vreau să faci cu mâna. Nu știu că nu ești acolo. Ați auzit că ei s-au întâlnit din nou? Marcus Riga, 23 de ani, este rapper, producător și vocalist, iar studiile în domeniul muzical și le-a făcut în Rusia, cu toate că în prezent muncește la o agenție de imobiliare și este preocupat de sporturile electronice, nu uită de muzică în timpul liber. Sporturile electronice! Pentru că au tradus e-sport. Spune el, muzica este viața lui. Visează să cânte cu vedete mega populare. Sporturile electronice, FIFA. Are, de fapt, are multe scopuri și crede că el este omul care poate realiza orice. De fosta iubire l-a despărțit distanța. E adevărat că ochii care nu se văd, se uită. Unde se uită? Marcus, bună seara! Bună seara! Ca să nu stăm în suspans nici noi, nici cei de pe micile ecrane care sunt acum și nu urmăresc ce se întâmplă, voi vă cunoașteți? Da. Sigur că se cunosc. Eu fost deja în calitate de prieteni aici. Da, eu am șans să vă zic de ce. Stai că vreau să ascult aici ceva de se întâmplă. Da. Eu, povestește-mi, ce s-a întâmplat între voi? Da, noi totul s-a început cu tatuajul. I-am bătea tatuajul. Ți ți-a făcut ea în dar vreun tatuaj? Arată-mi. Asta tot e ei? Păi măzgăreala ei? Carnet, da. Carnetul ei, da. Dar nu poți de ele mele. Da, asta sunt eschizurile care mi-au plăcut. Și ea ți le-a plăcut? Da. Așa, și ce s-a întâmplat? Rastaiane.
cum e, dar tu distanță, unde distanță, distanță. Ia, tu? Ce? Tu, ia unde trăiești? Tu unde trăiești? Eu am fost la Orhei. A, deci, diferența, da, e mare. Da, și... până la Chișinău ajungi. Și ea cu... Nu înțelegi ce se întâmplă. Ăștia doi s-au pupat și ăsta a venit aici să o ia de mireasă. Cu examene și nu putem să ne vedem așa de des cum am vrut. Asta, asta e ciorna ei. Dar cât de des ar trebui să vă vedeți? Zi de zi, dacă se poate. Vă sunteți într-o relație amoroasă? Все сложно. Eu mai știu ceva, celor de acasă. Cei ce citesc, cei ce în căpușă ieși în gușă. Marcos Riga a venit special în cadrul... Cei în căpușă ieși în gușă. Și citesc, cei ce în căpușă ieși în gușă. Marcos Riga a venit special în cadrul acestei emisiuni, când a aflat că Ana Maria este eroina principală, pentru că... Cum adică traducere? Traducere la cei în căpușă ieși în gușă este cei în gușă ieși în căpușă. Ce traducere trebuie? Să o recucerească. De-aia și întreb. Da. Povestește-ne, de ce să o recucerești? Ce s-a întâmplat între voi? Nu știu, m-am uitat în Chișinău. Stau în Chișinău, sunt mai aproape. Nu-i dar n-ai avut un telefon pe care o să o pot suna? Da, bună da. Ziua. Nu, nu e așa. Farm cu iastru când vin în cadrul da, emisiei. Da, adică, nu știu. Dar cu ce e greșit? E, adică nu, asta este distanță, distanță, doar distanță. Acum distanța s-a micșorat. Da, spune-mi, te rog frumos, Ana Maria, Marcos are suficientă carismă pentru tine? Da, piele mai bine, zis, sau? Are suficientă piele pe dânsul ca să poți desena până la adânci bătrânețe. Da. Eu nu închipu ce se întâmplă la adânci, că dacă se căsătoresc, că ambii și tatuaj. Eu cam înting aici ca să câștige vacanța, ăsta e premiu. Au mai venit doi care au pretins că nu erau împreună și au prins în flagrant. Fraudă la televiziunea moldovenească. Nu de voie să fac față. A, dar tu ai vrea? Eu am vrut asta, 36, să-mi bat aici. Da. Nu mi-a dat voie. Mi-a spus, de ce? Nu, categoric nu. Pentru că eu am 36 și asta e ca și cum era ideea mea și... Nu, a, și ai vrut tu stop tatuajul. Asta numai din cauza că a fost ideea ta, că eu să nu sfură ideea. Bă, da, fix aceleași 36, adică... Dar el oricum nu are. Da, dar nu pe față, eu am vrut pe față. Bă! Conceptul de 666 ideea ei! Și n-a lăsat să-și facă pe frunte. Nu că gen ca să nu se nenorocească că s-a dat pe față cu 666. Nu, nu, nu. E pentru că ideea ei, nu vrea să-i o fure. Bun, hai să-l cunoaștem pe Marcos. Dacă tot vă îl cunoașteți cei de acasă care n-au urmărit, Marcos este un rapper, producător și vocalist și a făcut studiile în Federația Rusă. Muncește la o agenție de imobiliari, da. Și este preocupat cu sporturile electronice. Corect? Din asta se câștige? Din asta se câștigă? Nu, când am timp liber, din ce muncă câștigi? Din muzică, vrei să-mi spui? Nu, din asta, imobiliari. Așa. De unde crezi că știe tipa de combinația cu ei trei apartamente și stai pe spate? Vă întreb. Da. Câte apartamente ai vândut? Ai smișit să mai tapăcchi. Încă nu sună, încă nu sună. Da, da. Atunci cum tu câștigi bani dacă... Cum a pus ursul ăsta aici? Au lăsat ursul ăsta amenințător al lui Yuri aici. Să nu uite că e privit. Ai făcut măcar vreun pas spre visul tău, pentru că afirmai data trecută că îți dorești extrem de mult și visezi să faci un feat cu vedetele mega populare. Da, ce înseamnă este feat? Pentru că o bună parte din generația aia mai veche... Feat ar... asta este colaborație într-un cântic. O colaborare, da. Așa, colaborare. Un duet cum ar fi, da? Da? Mai, da. Așa mai... Da, cu Ghostman, Suicide Boys, ceva de gen... Deci visul rămâne valabil. Da. He dropped Ghostman și Suicide Boys la 6 TV Moldova. Let's go, baby. Da, ăsta da. E normal, pățane. Pasfuim așa. Ce zici, Iurie? Da, ăsta da. E normal, pățane. Pasfuim așa. Liniștit. Cum tu ai de gând să recucerești? Cum tu ai de gând să-i faci viața mai frumoasă? Eu știu cum. Cum? Hai! Pe la rave-uri. Pe la techno. Pentru asta e necesar bani? Mă duc la rave. Da. Cât costă un bilet? 400 de lei. 400, depinde de câte ori pe săptămână, pe an, pe lună, cum mergi? Nu, o dată în lună spate dus. Ai ok. Normal, dar nu. 400 de lei pe lună, distanța s-a micșorat. Eu nu văd, sincer, nu văd perspectivă. Hai, fantezie. Ba da, este. Marcos, de unde, că de muncit am înțeles, de unde trăiești tu? Acum în Chișinău. Cu? Singur. Singur eu. Deci, în caz că
tu azi la alegi pe Marcus. Dacă am mai dai, de univer, ei, da. Nu are nicio treabă. Ai dai voie să te recucerească și să-ți demonstrezi că este un prieten absolut minunat. Ai putea merge să treci cu traiul mai aproape. Vezi că omul nu poate, distanța pentru nu să-i... Dar nu, eu înțeleg pe ei, pentru că eu sunt tot așa persoană. Dacă stai zi de zi cu persoana 24 din 24, uh-huh, tu te plictisești. Ei, și să zic eu după 15 ani măritată. 15 ani da, zi la zi. Da, nu știu, eu mă plictisesc. E că să văd pe dânsa 24 din 24 în fiecare zi. Eu ca cănișorul sau eu ca cănișorul. Eu mă plictisesc de dânsa, gata. Marcus, oprește-te. Marcus, oprește-te. Eu ca cănișorul sau eu ca cănișorul. Eu mă plictisesc de dânsa, gata. Marcus, oprește-te. Oprește-te aici. Și ia-ți repijor cuvintele înapoi. Dar nu, asta când mă copii, asta ți-ai ți-am spus. Tu-i copii mai cuvintele mie. Dar eu tot am văzut asta. Tu ai copiat cuvintele mele. Bun, este momentul potrivit în care pe Marco trebuie și necesar să-l invităm în scenă să vedem dacă au copiat-o ori ba pe Ana Marie, pentru că ei știu și știu, dar între timp este momentul în care îți dorim succese. Păi că gâde să nu plângă, care că-i topită după Ian. În scenă, să vedem cu toții și să vedem ce se puse pregătit. Bianca. Uite, am pregătit o surpriză, o piesă nouă care a ieșit acum la Altaieri. Și vreau ca să dansez această piesă. După cum am auzit, da, că dansez pe Eric. Da, pe Eric. Și vreau să văd cum asta este realitate. Permiți? Nice, ok, da. Let's go. Eco magazin Gucci, San Petersburger. Ana Jorba, Bosca, Buta, Head Burger. Eco magazin Gucci, San Petersburger. Ana Jorba, Bosca, Buta, Head Burger. Йо-йо, это Маркус, я лучший рэпер за последние тысячи лет. Я лучше, чем Гостмэн, Тимоти, Крид, Морген. Мэггин еще на пункту ладынса, стой, дансу. Это магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она же мой борщ, как будто это бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она же мой борщ, как будто это бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Doamne, ia cum dansează. Știi ce e piesa lui ăsta? I don't give a fuck. Dar ia cum dansează. Ce nu înțelegi, bă, nene? Merge la magazinul Gucci să bagi un burger. Ce nu înțelegi? Iadu magazin Gucci San Petersburger. Ei, Ana jert mă bușcă buta et burger. Iadu magazin Gucci San Petersburger. Я настолько офигевший, что лежал в дурке. Она же в бошке, будто это бургер. Деньги синие, как смурфы, красные, как губы. Эй, на мне полный зал детей, на тебя пустые кубы. Я люблю своих людей, как ненавижу твою тёлку. На руке татуировки, пальцы ей вроде головки. Ты базаришь за стрелков, но в школе ты был лохом. Еду в магазин Гуччи, Санкт-Петербург. Я ж тебе пьеса! Б, я ж тебе пьеса, я ж тебе când vine drop-ul, vă rog. Dar ce zice? Vreau să știu ce zice. Mă duc la magazinul Gucci să am timp de burger. Nu, vreau originala. Mulțumesc, asta urmă să caut și eu. Cum are doar 347 de vizionări după ce a apărut piesa la TV? Dobro, tata. Ești хороший товар, короче, для тебя. У меня есть охуенный борщ. Хочешь его? Давай. Да, подожди, тут что-то есть. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой борщ, как будто это бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Ай, я фула руса, да я не интеллигент, что здесь. Она жрет мой борщ, как будто это бургер. Йо-йо, это Маркус, я лучший рэпер за последние тысячи лет. Я лучше, чем Гостмэн, Тимоти, Крид, Морган, Фейс, твой ба... Faptul că este în același outfit, cum s-a dus la televizor, s-o recucerească pe aia, e exact același outfit cu aceiași ciorapi. Îmi dași Lil Pump, ești care?
Нету магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жжет мой борщ камбур. Hop, hop, cine era aia? Нету магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Cine e asta? Cine e asta cu aceste unghii? Cine e asta? Cine e asta? Cine e asta cu aceeași, cu aceleași unghii? Cine e? Ana jat mă borș ca buta eta burger. Iedu magazin Gucci Sankt Peterburg. Ana Meg în magazin Gucci Sankt Peterburg. Ea mănâncă borș ca și cum e burger. Ok. Jat mă borș ca buta eta burger. Iedu magazin Gucci Sankt Peterburg. Ana jat mă borș ca buta eta burger. Iedu magazin Gucci. Ia la filmat, ești nebun. Петербурге, эй, она жрет мой борщ, как будто это бургер. Еду в магазин Гуччи, Санкт-Петербург. Потом дался копирайт страйк. Окей, я принес идею. Mai sunt alte cadre interesante? Nu mai sunt. Nu știu dacă observați cum i-au băgat piesa aici la început, că efectiv they didn't give a fuck, efectiv l-au băgat direct cu versul. Vă rog frumos. Permiți? Nice. Ok. Da. Let's go. Eu în magazin Gucci Sankt-Peterburg. Nice. Ok, da. Let's go. Eu în magazin Gucci Sankt-Peterburg. Nu i-au lăsat și lui un pic la început nimica. Marcus, felicitări pentru acest, pentru că am văzut că și Ana Maria se regăsește în cei când studiu. Eu sincer să fiu, poate nu am legământul atât cu muzica, nici cu universul, că n-am zis nimic din cei ce ai cântat. Ce este, Ana Maria, ce cuvânt strigai? Burger? Ți-a mâncat? Despre ce este cântecul? Da, eu mănânc borșul de parcă e burger. El a semnat un cântec. A, chiar asta înseamnă că credeam că ai catrolat ăla de mai sus. Chiar asta e, că mănânc borșul ca și cum e burger? Să mă înțelegi că e semnat de tine, este cu dedicația pentru cei care iubitori de borș? Da, de eu, nu, pentru mine că mănânc borșul de parcă e burger. Bun. Dar piesa asta este semnată de tine? Credeai că e o glumă. Nu, este schimbat. Ok, dar este dedicație pentru dânsa, da. Pentru Ana Maria. Ana, da. Maria, ai văzut ce bărbat, prin fapt îți demonstrează, îți cântă, dar și tu ai, am văzut că ei dansat. Mulțumesc din suflet, da. Mai ai Iurie, săracu, ce să mai zică? Nu i-a hăcuit și ei ceva? Ăla a venit cu piesă dedicată. Să-mi spun lui Ana Maria, ori te invităm în cadră. Am terminat surpriza. Ce surpriză mai ai? Aș vrea... Așa. Aș vrea să... Îți spun, e foarte frumos. Aș vrea să încep cu timpul la zero. Nice. Și, da... A luat din elu cu tot cu... Vrea... Așa. Aș vrea să îți spun, e foarte frumos, aș vrea să încep cu timpul la zero. Nice. Și, da. Nice. Nice. Frumos, aș vrea să încep cu timpul la zero. Nice. Și, da. Da. Este o cerere în căsătorie sau o cerere? Nu, de la zero să începem totul. Da. Și te-ai acceptat, Ana Maria? Da. Atunci am la tineri. Aplauze! Aș vrea... Cel mai mare blat din istoria emisiunii, hai să ne căsătorim! Morala poveștii, nu mânca borșul de parcă e burger. Spun că eu am și mai mult șansă de câștig, însă eu n-am găsit în el, așa că eu sunt pe doilea loc. Chiar dacă ai acceptat Ana Maria, eu cred că regula este regulă, Marcus, te invităm în camera de șteptare să vedem cine știe. Poate între timp Ana Maria nu mai vrea să-ți oferi mâna. Rămâne doar cu inelul. Ție, în camera de șteptare, succes. Bine, Ana Maria, revină. Băi, dar cum am luat inelul ăla cu tot cu perniță? Eu idei nu am. De când moderez această emisiune, stau în suspans. Băi, atât ați cântat împreună, ați dansat împreună. Băi, Adelin era borșul și a ales burgerul. Uite, a recucerit. Salut, și apoi s-a dus în camera de așteptare. Vorbesc despre Marcos. Povestește-ne ceva detalii. Cum ai luat inelul? Da, desigur este. Tu ești sigură? Da. Să vorba și eu. Te pun mărit, știi câte inele poți strânge. Mm? Eu sincer nu știu, tu ești încrezută, dar într-adevăr voi așa și n-ați spus ceva, este la mijloc aici. Ce s-a întâmplat între voi că voi v-ați certat? Ce s-a întâmplat? Deci a fost o chestie pentru că lui place muzica rusească, de exemplu Morgenstern, Timothy, eu n-am spus muzica rusească, eu răsc muzica rusească. Da, asta și în limba era?
Asta e rus. El ce-o cântat? Nu, nu, dar asta e face, asta e underground, gen, muzica underground. Mm-hmm. Dar ești Morgenstern, Timothy Smile, așa. Și el a vrut să-i fac un tatuaj cu Morgenstern și am spus că nu vreau să fac, nimeni îmi place. Măi, ăștia vorbesc de Maya Morgenstern, despre cine vorbesc? Ce de gând, eu nu bat ce ești nimeni. Așa asta a fost cauza că voi v-ați certat? Da. Da. Ana Maria, dar nu ar fi corect că oamenii de aia și sunt oameni. Suntem semeni, dar suntem diferiți totalmente. Noi fiecare avem mama noastră, fiecare avem destinul nostru. Nu era corect așa. El, lui place o variantă de artist, îți place altcineva. De ce tu crezi că partenerul tău de viață trebuie să coincidă cu tine totalmente? Oamenii sunt diferiți. Da, exact. Oamenii sunt diferiți și asta e specialitatea noastră. Adică, nu, da, e unică noi și ne putem să ne descoperim unul pe altul prin de asta. Spune-mi, dacă frumos, ar fi la fel, ce-ți place în trânsul? Ce calități pe tine? Iată, eu ridicat un cânte cu borș. Cu borș, ok. Ce-ți place? Ce calități de bărbat îți plac ție? Carismatic, veseli, umor foarte mult contează. El este... A, bă, că deja l-a luat pe ăla, ce mai tot atâta, ce bărbat îți place. Astea tot încearcă să-l vândă pe Frădălin. El este cu mult umor, el este carismatic. Și mai are piele, care poate folosi la mamă. El acceptă să-i faci diferite tatuaje, dar perspectiva care este? Așa, real să ne uităm la perspectivă. E bun, el are 23 de ani, m-am potrivit după vârstă. Mai departe, hai, apără-l linuță tu. Ei ascultă același gen de muzică. Eu, de exemplu, în viața mea nu știam că așa, la așa cânt, că așa se dansează, cum a dansat Ana Maria. Înțelegi? Nu sunt compatibil. Doar că eu vreau să văd ideea. Când se căsătoresc ei în doi, vecinii cum o să reacționeze când se cânte el așa gen de muzică, dar eu îți dau să mână. Dar în general, e că voi să faceți asta o zi, a doua zi și a treia zi cu siguranță să vreți să mâncați ceva. Dar pe ei mănâncă și cântă. Borș și cântă iară. Borș din cântec nu se mănâncă așa bine cum acela care poți să-l faci tu. Noi suntem tineri, noi putem să lucrăm morș, care lucru, suntem și la job-uri, dar banii nu contează în viața asta atât cât... Dar ce o să faci tu, da? E, la sigur că da, eu te înțeleg, dar ce o să... Cum reacționezi tu la fraza pe care a zis-o Marcos? Că în mai mult de 24 de ori nu poate sta cu tine. Tu trebuie să mi-ai duci undeva ca să... Astea bagă discordie ca să-l ți-l ia pe Frădălin. Eu nu pot sta cu o persoană pentru că eu nu am frați și surori și eu nu mă pot împărți cu oamenii și... Nu e drept. Noi tot nu avem, suntem unici copii și tot e ok. Da, dar ea este așa. Da. Și atunci ce faceți? Apoi eu zici la facultate, faci o pauză de 3-4 ore și iar se rebădă așa. De 6 ore că tare. Da, și mai bine, și pus două drumuri. Dar el în timpul ăsta ce o să facă? Când el lucrează. Unde lucrează? Nu știu, în fine asta nu mă interesează. Nu am de gând să mă bag în viața altcuiva. Ce înseamnă nu te interesează? Partea financiară, cine? Poate că mama și tata să facă transferuri? Nu, eu am achit mie singură și deja el își achită, lui singur și ce vrea și achită și cam atât. Bun. Dragă Ana Maria, facem o recapitulare, pentru că în cadrul acestei emisiuni te avem pe tine heroina principală, dar mai avem și 3 potențiali miri care abia așteaptă să îl alegi. Noi nu știm. Adică eu intuiesc că l-ar alege pe Marcos, dar cine știe? Fără ultimul moment la urmă cu inelul, el putea să nu cucerească. Noi înțelegem ce o să se întâmple până la urmă, dar poate noi totuși te cumva te convingem să te mai uiți și la alți băieți înainte de a face un pas important. Cum ar fi... Nu știu, poate Frădălin? Și să uite dacă gata, l-are gata făcut. Gata făcut. Deci, în cadrul acestei emisiuni am avut parte de Iuri, 20 de ani, care muncește în Franța și la surpriză a adus un hacker. Urs, apropo, care este cu noi. Care este mentor la toate ce sunt în seara asta aici. Și este un băiat foarte educat, expresiv și care și dorește extrem de mult să-și găsească o femeie potrivită. Dar eu nu știu dacă... Nu, tu parcă nu ești și potrivită. Dar hai să facem... După vine Maria și povestește. Frederin, 26 de ani, muncește, masior, este în construcții. Masior, face masaj la gagici acasă. La surpriză te-a îndrulcit, da, o tortă din aia făcută cu dragoste și pasiune și Marcos Riga. Dulciurile i-a plăcut și ursulețul i-a plăcut, da, dans prea super. Însă inelul ăsta prea a fost top. De obicei, cine suntem între aici și fiecare și spune un gând aparte, iar decizia ți aparține totalmente ție. În această seară... Le-a făcut la doamnele astea masaj. Eu nu știu pe cine alegi tu, dar cu siguranță este momentul potrivit. Prezentatoarea e măsa lui Cristina X sau Cristina X dacă mai folosește 5 ani cosmetice coreene. În care trebuie să ofer cuvântul și doamnei Maria, pentru că și ea vine cu niște gânduri pentru tine speciale. Din start am spus despre Iurie, primul mire, că mi se pare că totuși voi sunteți foarte diferiți.
tu ești mai mult romantică și mai mult așa să spun, să, nu vreau să te obișnuiesc, dar ești așa un fel de persoană, acum la moment te văd, vietrină, da, și nici de cum cu Iurie nu vă potriviți, deoarece el este foarte, foarte clar, foarte sobru, el știe, am spus că el are un scop în viață și el vrea să ajungă la scopul ăsta, fără Florișel și Gherghef. Dar cu tine, cu siguranță... Floricele și Gherghef. Parte nu o să vă duceți mai mult ca atât, că tu nici n-ai de gând să iei Gherghef. Fac Mary Kill, Marcus, Iurie, Frădălin. Și acum mă înveți. Frădălin, care îmi place foarte mult, care are perspective în viață. Uh-huh. El tot, apropo, este foarte, cum să spun... El nu este persoana care o să stăie într-un loc. El, o să, el ca peștișorul o să caute acolo unde este mai bine. Și sincer vorbind, eu cred că tu totuși ar trebui să te uiți și la așa gen de băieți. Băi, ați combinat 3 ani de zile și asta îl vinde pe Frădălin. Și au venit aici să-mi bârlige o vacanță și asta îl tot vinde pe Frădălin. Care au scopuri, dar care știu să fie mai diplomați, nu sunt atât de, cum să zic, nu sunt atât de... Da, efectiv, ți l-a făcut pe la ciornă de tatuaje și asta îl vinde pe Frădălin. Limitați în ceea ce îi... Dar tu la cine faci referire? Ascultă-mă, te rog. Limitați în ceea ce îi doresc în viață. Adică el tot... își dorește și casă, și masă, și business, vrea să facă și bani, dar el este mai ușor, el mai ușor percepe situații. Îmi place acest format de emisiune tip secretariat, efectiv asta e, da. Prin care se trece în viață. Marcus, pe care noi îl vedem de mai multe ori, care este tot un băiat foarte simpatic, este un băiat talentat, bun. De când el vine la noi la emisiune, eu nu văd o evoluție. El cum a venit prima dată, un an sau doi ani în urmă, el tot așa și-a rămas. Eu nu văd o evoluție în ceea ce el face. El tot se prezinte reper, el tot se prezinte că el este un producător muzical. Până acum eu nu văd mari scopuri atinse. Nu și-a schimbat jobul într-un an. N-a făcut nicio evoluție pentru că și-a schimbat jobul într-un an. Mari schimbări. Dar eu aș dori pentru tine, ca pentru o persoană foarte drăguță, un bărbat care într-adevăr poate să-ți ofere ceva. Asta disociază, să gândește cum merge cu ăla la nisipurile de aur sau unde-i trimite ăștia. Dar văd că Marcus are tendință, el ar vrea să te recucerească. Voi sunteți pe undă, dar eu nu știu dacă el este potrivit ca să faceți un cuplu și să trăiți împreună. Dar cu prietenelul, gata. Așa locuiesc împreună de 3 ani de zile. Ce care vine n-are. Renunț la noi, câte fete de-am primit? Inele și până la urmă nu s-o primit. Maria, spune pe cine să aleagă. Așa că eu nu știu ce să-ți spun. Mie îmi pare rău. Sincer, cum eu să... Eu nu știu, eu n-am nicio preferință specifică. Eu ziceam așa. Prezentat că el putea să se prezinte mult mai bine dacă el are scopul să te recucerească. Așa că e clar pe cine tu ai să alegi, de-am eu văd după comportamentul și ochii tăi, dar ce urmează? Dar ce-a făcut? S-a prezentat foarte frumos. Eu mă uit fără entuziasm mare, așa că eu ca o prietenă îți recomand să te uiți la Frădălin, dar decizia deja este făcută, așa că este inutil. Eu cred că este bine și ok cu acel partener de viață cu care să-ți fii comod, să fii compatibil. În această seară, o poveste de dragoste pe care, nu știu, să încheie, nu să încheie cu un inel, cel puțin ați cântat, v-ați distrat. Eu cred că s-a prezentat foarte frumos, Marcus. Frădălin că... cu agață numai tântici, e pe stilul Vlad Careman. Avea în comentarii toate tânticile. Wow, ce bărbat, bine, wow. Alegerea ți aparține ție, îți dorim succese mari și îți mulțumim pentru că ești în cadrul acestei emisiuni. Te așteptăm la braț să revii în scenă cu Alesul Inimii. Succese! Deci eu accept inelul care tu mi l-ai dat, însă aș vrea că data viitoare să se schimbe ceva la noi în relație, să noi să evoluăm, ce nu se degradăm. Sunt de acord cu tine, îmi pare bine că ai acceptat.
Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată, noi vă îndemnăm să vă ascultați inima și neapărat să vă faceți alegerea potrivită. Exact cum a făcut și ironia noastră Ana Maria, l-a ales pe Marcos Riga. Felicitări și amar pentru mire și mireasă! Vouă, însă dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scrieți și să completați ancheta. Eu sunt aceeași, Lenuța Gheorghiță, și sper ca fiecare dintre voi să audă măcar o dată cuvintele magice. Hai să ne căsătorim! Lasă-mă, Cristina, nu vreau să cumpăr cosmetice! Ah, ce frumos! Ce frumos, să ne mai uităm. Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге. Она жрет мой борщ, как будто это бургер. Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге. Она жрет мой борщ, как будто это бургер. Йо-йо, это Маркус, я лучший рэпер за последние тысячи лет. Я лучший.